Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta, mesajul în limba română, este Psalmul 19, versetul 14. Psalmul 19 cu 14, ultimul verset al acestui psalm. Să ascultăm cuvintele acestui psalm în traducerea Fidela, care este mai aproape și de limba engleză, cu care veți vedea ați fost obișnuiți să-l ascultați mai mult cuvântul acesta. Fie cuvintele gurii mele și meditația inimii mele bine primite înaintea feței tale, Doamne, tăria mea și răscumpărătorul meu. Amin. Una din problemele cu care ne confruntăm cu toții este problema comportamentului nostru. Felul în care ne raportăm unii la alții, felul în care ne raportăm la familie și felul în care ne raportăm în societate. Suntem copiii lui Dumnezeu și ar trebui să avem un comportament temător de Domnul, civilizat, respectuos, considerant pentru cei de lângă noi, considerant pentru familie. Din nefericire însă, comportamentul este o problemă pentru mulți. Felul în care vorbesc în familie, felul în care se comportă în familie, felul în care umblă în societate și felul în care, se raportează la semeni, la rudenii, la prieteni. Știm fiecare lucrul acesta în dreptul nostru personal. De aceea, în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să iau versetul acesta și din el să stau în fața dumneavoastră cu un mesaj scurt pe care l-am intitulat Rugăciunea pentru comportament. Rugăciunea pentru comportament. Sunt trei dimensiuni în rugăciunea pe care David o face în acest psalm 19. Este un psalm în care vorbește despre cosmos, despre măreția lui Dumnezeu în creație și apoi conclude cu această rugăciune. Sunt niște cuvinte pe care le-ați auzit de multe ori. În traducerea Cornilescu, ele sunt diferite. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Este traducerea clasică Cornilescu. Traducerea Fidela, care este mai aproape de cea engleză, uitați-vă la cea engleză, fie cuvintele gurii mele și meditația inimii mele bine primite înaintea feței tale, Doamne, tăria mea și răscumpărătorul meu. Aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului, dar pentru generația noastră ele au fost făcute cunoscute în toată lumea. În toată lumea, nu de neapărat un predicator. Și cel mai mult au fost făcute de cunoscut în toată lumea, inclusiv la lumea necredincioasă, de o formație de muzică rock, Bonnie M. Una din piesele lor foarte cunoscute în toată lumea se intitulează Rivers of Babylon. Și la un moment dat, în această cântare, autorii au introdus exact versetul acesta. Nu știu dacă l-am rugat pe Călin să vedem dacă poate să le prezinte, dacă computerul le citește, că YouTube-ul și computerul au fost sfărâmate astăzi, n-au vrut să meargă. Acestea sunt cuvintele pe care le folosește Bonnie M., Let the words
of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight. Day and night sau tonight, nu știu, este prea departe și e scris mărunt ceea ce mi-a pus acolo pe ecran, dar este un cântec frumos și vorba apostolului Pavel. Că s-a făcut cu inimă, că s-a făcut cu alt scop, cuvântul Domnului și în felul acesta a ajuns până la marginile pământului. Și este important lucrul acesta. Dar haideți să ne întoarcem înapoi la versetul pe care l-am citit și să vedem această rugăciune pentru comportament. În primul rând, subiectul comportamentului. Ce cere David? În ce consideră el că are probleme? Pentru că atunci când te rogi pentru comportament, trebuie să te rogi specific în problema cu care ești confruntat, pe care o ai, pe care trebuie să o corectezi. În textul nostru, subiectul comportamentului este gura și gândul. Gura și gândul. Fie cuvintele gurii mele și apoi meditația inimii mele. Foarte mulți au probleme cu gura, cu limba, cu buzele. Vorbesc ce nu trebuie. Vorbesc când nu trebuie. Sau vorbesc mai mult decât trebuie. Și nestăpânindu-și limba, nestăpânindu-și gura, comportamentul lor devine unul vulgar, unul care nu reflectă frica de Dumnezeu, trăirea după normele legii lui Dumnezeu, după normele Sfintelor Scripturi. Și cred că o rugăciune pentru un astfel de comportament, să știm cum să vorbim, cât să vorbim și când să vorbim, ne trebuiește tuturora. Cine n-a greșit cu gura? Cine n-a greșit? Se greșește în familie, se greșește în biserică, se greșește între prieteni, se greșește în societate. Dar noi vorbim de biserica lui Dumnezeu, vorbim de oamenii sfinți. David reprezintă această clasă de oameni, pe sfinții lui Dumnezeu. Și cererea lui este pentru gură. Apoi este pentru gând, meditația inimii mele. Poți să fii în casa lui Dumnezeu, poți să fii la rugăciune, unde se coboară Duhul Sfânt, dar mintea poate să-ți pribegească departe. Gândul poate să o ia raznă. Dacă nu-ți controlezi gândul, păcătuiești cu gândul. Este așa de ușor să păcătuiești cu gândul. În rugăciunea mea și în rugăciunea ta pentru comportament trebuie să avem în vedere și ce gândim. Credeți că degeaba a spus Sfântul Apostol Pavel că orice gând îl facem, traduce Cornilescu, rob ascultării de Hristos, adică îl supunem prin filtrul jertfei lui Hristos, prin filtrul Duhului Sfânt, ca să nu lăsăm și să se ducă mintea mai iurea. Stau pe bancă, ascult cuvântul Domnului și mă gândesc rău la semenul meu, la bărbat, la femeie, la tineri, la tinere, dau drumul imaginației necontrolate. Și lucrul acesta nu face altceva decât să întineze. Gândul întinează pe mulți. Iisus Hristos a spus-o când în predica de pe munte, el are acele faimoase cuvinte. De 6 ori intervine Domnul Iisus Hristos în felul acesta. Ați auzit că în vechime s-a spus. Și apoi vine el și zice, dar eu vă spun. El are autoritatea pentru că el a dat cuvântul. El are autoritatea să schimbe, dar eu vă spun, numai dacă vă permiteți cu mintea să dezbrăcați o femeie sau un bărbat, să gândiți murdar, ați curvit în inima voastră, în mintea voastră. Ne trebuiește
și avem nevoie de un comportament sfânt. Amin? Și subiectul în cazul nostru este gura și gândul. Apoi, în al doilea rând, care este standardul unui comportament sfânt? Standardul trebuie să fie acesta, să fie bine primit înaintea feței tale. Fie cuvintele gurii mele și meditația inimii mele bine primite înaintea feței tale. Să vă aduc aminte un secret simplu pe care Domnul Dumnezeu l-a spus primului om care s-a născut pe pământ, nu primului om de pe pământ, primului om care s-a născut pe pământ. Cine a fost? Cain. Și Domnul i-a zis așa, nu-i așa, dacă faci bine, bine vei fi primit. Deci dacă vrei să atingi standardul unui comportament care să se încadreze bine primit înaintea Domnului, vorbește bine și gândește bine. Și apoi vorba și gândul împletește-le cu fapta, cu fapta credinței. Și împletindu-le cu fapta credinței, vei putea, voi putea, vom putea să fim bine primiți înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, în final, în al treilea rând și în ultimul rând, deci am văzut subiectul comportamentului, standardul comportamentului, în al treilea rând, sfințitorul comportamentului. Doamne, tăria mea și răscumpărătorul meu. Când Domnul te răscumpără, când Domnul m-a răscumpărat, m-a sfințit. Mi-a sfințit gândurile, mi-a sfințit vorbirea, mi-a sfințit faptele, mi-a sfințit umblarea, mi-a sfințit trupul, mi-a sfințit sufletul și mi-a sfințit Duhul. Cel ce sfințește comportamentul nostru este nu neapărat educația, că educația nu sfințește. Singurul care sfințește este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și o face prin trei lucruri distincte. Prin cuvântul pe care îl auzi, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul, de aceea adevărul te sfințește, te înnoiește, te schimbă. Al doilea este sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că sângele Lui ne curățește de orice păcat, de orice impuritate și ne face sfinți, apți pentru lucrarea Lui Dumnezeu, buni pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, este Duhul Sfânt. Prin sfințirea dată de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt în vremea aceasta. Avem nevoie de cuvânt sănătos în vremea aceasta. Și avem nevoie ca tot timpul să stăm sub acoperirea sângelui Domnului Iisus Hristos. Altfel, fraților, gura noastră va fi o gură murdară. Ca să nu folosesc un termen așa cum îl folosesc foarte des unii, ci gură stricată. E gură murdară. Gură necontrolată, gură care otrăvește și gură care strică, care dărâmă. Dar gura și gândul să-ți fie în atenție. În aceste vremuri din urmă este important să avem o gură sfântă ca să putem să vorbim despre mântuirea Domnului pentru că venirea Lui este aproape. Și este important să avem gânduri sfinte pentru ca în orice vreme să ne putem pregăti pentru intrarea în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Iată un cuvânt mare, este simplu, însă este mare prin simplitatea lui. Rugăciune pentru comportament. Este un aspect al vieții în care toți avem nevoie și este loc de îmbunătățire. Amin.